Psalmul 122 este un psalm special, este o cântare a treptelor, acea cântare care era cântată de obicei când oamenii urcau la templu, pe treptele templului. Ori de câte ori mergeau la casa lui Dumnezeu, acest psalm era un psalm recitat sau cântat. Și oamenii se gândeau profund la versurile acestea, de aceea, pe scurt, aș vrea în această seară să trecem în revistă aceste câteva lucruri care ne pot da pacea. Fiii păcii plini de pace în cetatea păcii. Dacă vrei să fii plin de pace, dacă vrei să ai pacea, dacă vrei să cunoști lucrurile care pot să-ți dea pacea, aș vrea să privești spre Psalmul 122 și să înțelegi profund care sunt condițiile ca pacea lui Dumnezeu să vină peste tine. Pentru că, din păcate, atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, a trebuit să plângă pentru cetate. Pentru că Ierusalim înseamnă cetatea păcii, dar nu mai avea pace. Și tu poți să fii creștin, dar să nu-L ai pe Hristos. Și tu poți să declari că ești creștin, dar să n-ai pace. Tu poți să spui că ești mântuit sau născut din nou, dar nu ai pace. Pentru că nu numele, nu identitatea pe care crezi sau vrei să o arăți lumea acesta este ceea ce contează, ci realitatea interioară. Fii păcii, dacă vrei să ai pace, dacă vrei să fii plin de pace. În primul rând, vino în cetatea păcii. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Unde cauți pacea? Cine îți poate da pacea? Vreau să înțelegem cât de importantă este, mai ales în aceste vremuri, cât de importantă este prezența în casa lui Dumnezeu, să vii în casa lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii plin de pace, vino în cetatea păcii. Atâția oameni lipsesc și cu atâta ușurință lipsesc unii și apoi se întreabă unde este pacea și de ce nu le merge bine și de ce nu sunt binecuvântați. Nu-mi place să vorbesc despre mine, dar câteodată trebuie să o faci pentru că să te confrunți cu realități ale actualității, nu ceva ce s-a întâmplat cu mii de ani în urmă. Eu cred că mi-ar trebui puține degete de la mână să număr de câte ori am lipsit duminica de la casa Domnului. În toată viața mea, în viața de slujire de peste 30 de ani, cred că nu-mi trebuie nici măcar degetele de la o mână. Și atunci au fost motive întemeiate. Că am fost aseară la Monța, că dimineața la Milano, că mă duc la Torino, la Roma sau oriunde în altă parte. Eu nu pot sta acasă pentru că n-am pace în inimă să știu că pot merge la biserică, dar nu, mă cam doare capul. Eu nu am pace. Știind că pot să merg la biserică, dar nu o fac. Vrei să ai pace? Dacă ai pace și stai liniștit, înseamnă că e o problemă. Dacă conștiința deja ți este adormită, dacă vrei să ai pace, vino în cetatea păcii. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Unde cauți pacea? Nu poți găsi nicăieri în altă parte decât înaintea Domnului, în casa Domnului, în prezența Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea rând, dacă vrei să fii plin de pace, înalță rugăciunea păcii. Versetul 6, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Dacă vrei să fii plin de pace, înalță rugăciunea păcii, roagă-te pentru asta. Adică cere lui Dumnezeu pacea, cere lui Dumnezeu pacea pentru Ierusalim, cere lui Dumnezeu pentru că trebuie să facem o diferență clară. Domnul Iisus a spus, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, dar vă dau cum? Nu vă dă lumea. Pentru că pacea lui este diferită. De aceea noi avem nevoie de pacea pe care o dă Dumnezeu și Dumnezeu îți dă pacea doar în momentul în care o cer de la El. Doamne, vrem pacea Ta. Pacea Domnului Iisus Hristos. Pacea Lui să fie în inimile noastre. Al treilea rând, dacă vrei să fii plin de pace, urmează dorința păcii. Să fii mereu marcat de această dorință a păcii. Versetul 8 spunea, din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Care sunt dorințele tale? Ce ți-ai dori?
Sunt oameni care se bucură să audă lucruri negative. Sunt oameni care își gâdele urechile să audă ceva nou, dacă se poate, ceva rău despre alții. Însă fiii păcii, fiii plini de pace, doresc pacea. Caută pacea. În altă parte spunea, aleargă după ea. Dorești pacea? Este asta dorința ta cea mai mare când vii în casa lui Dumnezeu să spui, și de multe ori va trebui să alegi între pace și dreptate. Eu totdeauna aleg pacea. Nu mă interesează să am dreptate totdeauna. Prefer de multe ori pacea. E mai bine pacea decât dreptatea. E mai bine pacea, mai bine renunți și să fie pace decât altceva. Dar trebuie să fie dorința asta. Dorința de pace. Doresc pacea în senul tău. Al patrulea rând, dacă vrei să fii plin de pace, rostește binecuvântarea păcii. Doresc pacea în senul tău sau tot din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Fac urări. Nu degeaba creștinii au acest salut frumos și ar trebui să-l avem și noi. Pace. Pacea Domnului. Pacea Domnului Iisus. Să rostești binecuvântarea păcii. Când oamenii se întâlneau și acest lucru a rămas valabil și în zilele acestea, acolo, pacea este salutul lor. Cum noi spunem bună ziua, ei spun pace. Pentru că realizează că cel mai important lucru este să fie pace. Doresc pacea, fac urări pentru fericirea ta. Este pacea pe buzele tale? Este binecuvântare pe care tu o rostești? Când te întâlnești cu cineva să spui pace, am venit în pace, am venit, vreau pace, îmi doresc pace? Este pacea între cuvintele tale, în vocabularul tău? Este asta ținta ta? Dacă vrei să fii plin de pace, apoi realizează pacea cu fiii păcii. Versetul 7 spunea, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Cât de important este să fie pacea și psalmul acesta scoate în evidență ceva. Ne vom ruga Domnului pentru pace, ne rugăm pentru pacea din biserică. Ne putem ruga și pentru pacea din Ucraina sau din alte zone ale lumii, dar aceea contează mult mai puțin. Pentru că dacă nu e acolo, e în altă parte. Și oricum, și dacă se face o pace, va fi o pace doar așa, ca să mai fure altfel, ca să mai facă altele. Nu este o pace reală, nu este o pace adevărată. Singura pace este pacea lui Dumnezeu. Și dacă ne rugăm pentru ceva, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Asta înseamnă pacea care trebuie să fie în poporul lui Dumnezeu, în mijlocul celor care îl caută pe Dumnezeu, care îl slujesc pe Dumnezeu. Doresc pacea, realizează pacea cu fiii păcii. Pentru că, de exemplu, între noi și lume nu poate să fie pacea. Și a șocat mesajul Domnului Iisus care spunea să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, ci mai degrabă sabia. Și ucenicii au rămas mirați. Cum, Doamne, ai venit să aduci? Da. Pentru că oamenii vă vor urâ, lumea vă va urâ. Când promovezi mesajul dragostei lui Dumnezeu, când promovezi mesajul pocăinței pentru a ajunge la această dragoste a lui Dumnezeu, oamenii te vor urâ. Și nu poți să ai pace cu cei răi. Nu poate exista pace între cel bun și cel rău. Să se tot certe, să se tot supere, spune un verset, căci pace nu se face. Pacea se poate face doar între cei care au aceeași țintă, au aceeași credință, au același Dumnezeu, îl au pe același care îl caută pe Dumnezeu, care au același scopuri în viață. De aceea noi trebuie să ne rugăm în primul rând pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea bisericii. Pentru pacea celor care sunt fii ai păcii, realizează pacea cu fiii păcii. Și cât de mult contează, cât de mult contează să fie pacea în casele domnești sau, am spune noi în termeni actual, în conducerea bisericii, în comitetul bisericii, în departamentele bisericii, între cei care slujesc într-un mod sau în altul, între responsabili. Cred că acesta este lucrul cel mai important și trebuie să ne rugăm pentru asta, pentru că așa văd în biserici, nu poate fi har, nu poate fi binecuvântare, nu poate fi părtășie reală, adevărată, dacă nu există pacea.
Și pacea, de cele mai multe ori, începe din frunte, începe dintre cei care conduc, începe de la cei care sunt responsabili, începe de la cei care slujesc într-un fel sau în altul. De aceea spunea, asta e dorința, asta trebuie realizată, pacea să fie, pacea fie, și pacea trebuie realizată de noi, trebuie să facem pace, trebuie să fim făcători de pace. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cei răi n-au pace. Dar noi suntem chemați fii ai păcii. Dacă vrei, deci, să fii plin de pace, dacă vrei și tu să fii un fiu al păcii, plin de pace, într-o cetate a păcii, nu uita, în primul rând, vino în cetatea păcii. Vino în cetatea păcii, să te bucuri când ți se spune, haidem la casa Domnului. Vino în casa Domnului, că aici, în casa Domnului, vei găsi pacea, căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Dacă vrei să fii plin de pace, înalță rugăciunea păcii. Noi nu ne rugăm să le ia foc casa la oameni. Nu ne rugăm să se lovească cu mașina nu știu unde. Noi ne rugăm pentru pace. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lase pace. Dacă vrei să fii plin de pace, urmează dorința păcii. Să ai în inimă, să fii animat mereu de această dorință a păcii. Doresc pacea. Nu doresc funcții, nu doresc merite, nu doresc altceva, nu doresc să am eu dreptate, nu doresc să ies în evidență, doresc pacea. Și pentru pace să fii dispus să plătești orice preț necesar pentru asta. Dacă vrei să fii plin de pace, rostește binecuvântarea păcii. Când te întâlnești cu cineva, primul lucru pe care îl să spui, pace, ai venit în pace. Dacă ai venit și vrei pacea, dacă vrei pacea, dacă lucrezi la unitate, dacă lucrezi la ceva bun, putem să ne întâlnim, putem să discutăm. Dacă vii cu alte gânduri, îmi pare rău, eu sunt un fiu al păcii. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Dacă vrei să fii plin de pace, rostește binecuvântarea păcii. Dacă vrei să fii plin de pace, realizează pacea cu fiii păcii. Să fie pacea între noi, să fie pacea în biserică, să fie pacea în orice departament al bisericii, să fie pacea în orice familie, să fie pacea între noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei care suferă, cei care plâng. Cred că un lucru important este pentru toți cei care în vremea aceasta suferă, care sunt bolnavi. Au nevoie de pace în necazuri, în strâmtorări, în încercări. Lucrul de care e cea mai mare nevoie, cea mai acută nevoie, este nevoia de pace. Chiar dacă ești bolnav, dar să fii plin de pace. Chiar dacă ești în lipsă, chiar dacă ești nedreptățit, să rămâi plin de pace. Și în seara aceasta să ne rugăm, să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, să ne rugăm pentru cei care trec prin încercări, să fie plin de pace. Așa au murit primii creștini, chiar dacă erau martirizați, chiar dacă erau judecați pe nedrept, chiar dacă erau uciși, oamenii aceștia își încheiau alergarea plini de pace. Se rugau pentru pace, se rugau pentru pace din inima lor. De aceea mă rog ca Dumnezeu să facă această pace a lui Dumnezeu, care întrece, depășește orice înțelepciune și pricepere, să ne păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus.